Vodafone te aduce aproape de lotul olimpic al României. Împreună suntem mai puternici la Jocurile Olimpice. Cum caracterizezi evoluția ta la această competiție, la Olimpiadă? Într-un cuvânt sau poate două, o reușită, pentru că m-am autodepășit. Am avut locuri mult mai bune față de Beijing. M-am calificat la două finale, nu doar la una singură. Am avut practic două iepuri, dintre care am câștigat unul. Locul de la individual compus pentru mine a însemnat enorm. Pentru că să faci patru aparate în gimnastică nu este ușor și să te bați cu cele mai bune din lume iar nu este ușor. Eu am plecat din start cu un handicap la aparatul paralele. Nu că nu l-am antrenat sau nu mi-a plăcut, pur și simplu de când sunt mică nu a fost făcut pentru mine. Am făcut paralelele acum ca să ajut echipa și individualul mi-am dorit să fac o repetiție pentru sol și sărituri. Toată lumea te-a văzut înainte de Olimpiadă favorită la sol, totuși ai câștigat la sărituri. Da, m-a văzut favorită la sol, deși erau mai multe favorite la sol. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar nu privesc cu tristețe, pentru că a fost greșeala mea și mi-o asum. Am zis și repet că dacă se întâmpla o astfel de execuție la echipe și ratam un podium, eram mult mai tare dezamăgită. Așa știu că am făcut pentru mine și eu am pierdut pe puterile mele. Spune și mie, medalia o ai la tine? Medalia o am la mine. Cine are și nouă, te rog, toată lumea vrea să o vadă. Da, două secunde. Medaliile sau medalia? Medaliile. Hai să încerc. Câte ai? Două. Mi-aș fi dorit să fie trei, dar mă mulțumesc și cu două. Nemulțumitul este Adaru. Așa că mă mulțumesc și cu ce am. Uitați, cred că sunt cele mai mari din istorie, pot să spun, și cele mai grele. Unde o să le pui? Ai locul lor stabil? O să le fac sigur un loc. Nu știu exact unde să le pun, dar sigur vor fi la loc de cinste. Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat la sărituri și după aceea la sol? La sărituri am intrat ultima în concurs. Am avut pur și simplu nervi tari. Mi-am dorit din suflet să-mi fac niște sărituri cât mai curate, pentru că automat primeam și notă destul de bună. Ce s-a întâmplat cu americanca, care, mă rog, era favorită pentru acest loc la sărituri? Au fost pe baza unor emoții și presiuni și din afară și din interior, dar însă ea este tânără, are doar 16 ani, este o foarte bună săritoare, o să domine acest aparat de aici încolo probabil mulți ani dacă va continua gimnastica. Și dacă te vei lăsa și tu, nu? Și dacă mă voi lăsa și eu, bineînțeles. Și uite, lumea întreabă pe aplicație ce te vezi făcând după această Olimpiadă. Nici eu nu știu, toate că ar trebui să mă gândesc, deocamdată nu m-am hotărât ce o să fac. Este prea devreme să mă gândesc. Chiar Frâncu Ionuț pe aplicație te întreabă dacă o să renunți la gimnastică, dacă o să devii antrenoare, dacă o să-ți faci o antrenoare, un cursuri de make-up sau să-ți faci o școală de make-up, să te faci make-up. Pentru make-up sunt conștientă că îmi trebuie foarte mulți bani. Pentru ca să ajungi un make-up artist recunoscut, trebuie să ieși în afară, să iei lecții, îți trebuie mult mai multe chestii de făcut, bani în primul rând, ca să pot să produc, să am propria mea casă de make-up. De la Olimpiada ai putea să... Deci este foarte greu să investesc acești bani în make-up. Probabil că mă voi axa pe cu totul și cu totul altceva. Nu știu sigur, dar o să investesc ca să produc. Edi Drăgușin te întreabă dacă pe tine te-au felicitat antrenorii după medalia de aur.
M-am felicitat antrenorii, atât după medalia de aur, cât și după eșecul de la sol, pentru că, bineînțeles, se așteptau la un alt rezultat din partea mea. Însă eu sunt fericită că am terminat concursul în picioare, nu au fost probleme. Ar fi fost o problemă pentru mine dacă m-aș fi accidentat. Asta mi-ar fi părut cel mai rău. Dar atâta timp cât câștigi, trebuie să privești partea plină a acestei olimpiade, că toate că a fost o ratare, a fost și un câștig pe măsură. Tu ce ai vrut să faci la acea ultimă diagonală în care ai căzut? Simțeai că trebuie să faci ceva extraordinar ca să termini? Nu aveam absolut deloc o diagonală grea, era o combinație unde primeam o bonificație de doar 20 și era automat și o cerință, de aceea am primit și acea notă mică, pentru că nu mi-am îndeplinit cerința. Nu făceam nici minuni ca să pot să câștig locul întâi. Pur și simplu a fost un moment de neatenție, nu pot să zic relaxare, că n-ai cum să te relaxezi. Mi s-au înmuiat picioarele, pur și simplu, nu știu dacă multă lume poate să simtă chestia asta, că se înmuie picioarele, dar am simțit că nu mai am forță și practic nu mai aveam ce să fac în acel moment, doar să termin, să-mi scot capul și să nu mă accidentez. Dacă ai mai face de 100 de ori diagonala asta, ai mai, s-ar mai înmuia genunchii? Nici nu știu în momentul de față dacă aș mai face diagonala aceasta. Probabil că nu, pentru că în antrenamente nu prea mi s-a întâmplat. Deși concursul este concurs, se întâmplă, așa cum și altele au ratat și probabil au milioane de repetări în antrenamente perfecte și ratează în concurs, așa mi s-a întâmplat și mie, sunt om. Teodora te întreabă pe aplicație dacă tu crezi că prietena ta, Cătălina Ponor, a fost defavorizată. La ce? La... a pierdut medalia de bronz. La bârnă. Cum a spus și Cătălina, eu nu pot să vorbesc în numele ei. Bineînțeles, ne doream din suflet o medalie pentru ea și pentru România. Acum a fost un pic și greșeala ei, pentru că dacă își făcea un exercițiu curat, nu se ajungea aici și avea un alt rezultat, probabil mult mai bun decât bronzul. Cu atât mai mult, contestația a fost făcută de către un român, antrenorul celor de la... Este dreptul lor, cu toate că este român, lucrează în America și trebuia să fac această contestație pentru țara lor. Le aducea un plus sigur lor, nu nouă, și chiar dacă a fost român, putea să fie și japonez, că tot își făcea contestație. Mihăiță Iancu te întreabă dacă ne spui dacă de retras sau nu. Toți vor să știe dacă tu poți să continui sau nu. Da, este o întrebare pusă cam de vreme. Mi-aș dori și eu să știu când mă retrag. Nu pot să spun acest lucru, pentru că deocamdată am terminat Jocurile Olimpice și avem nevoie de puțină relaxare, pentru că am muncit enorm de mult în ultima perioadă. S-a anunțat în seară că antrenorii voștri ar vrea să se retragă. Toată lumea a fost speriată de ideea asta. Ai încercat să îi faci să se întoarcă din drum? Eu n-am văzut nicăieri această declarație. Nu i-am auzit vreodată vorbind că se vor retrage. Așa că nu pot să spun ce vor face. Am înțeles. Dar tu ești alături de ei? Sunt și dacă de ar fi, ei. Ai în orice decizie ar lua, le respect și sunt, pentru mine vor rămâne, au fost și vor rămâne cei mai mari antrenori. Mihnea Cătălin te întreabă de ce te-ai apucat de gimnastică și de ce nu de altceva. Nici nu știu, probabil din greșeală, habar n-am. A fost la un moment dat o perioadă în care practicam și handbalul și chiar îmi plăcea mult, deși fizicul nu cred că m-ar fi ajutat pentru handbal. Am avut această înclinație pentru că aveam foarte multă energie, mă cățăram prin copaci și nu că aș fi fost o bună paralelistă, dar aveam zvâc tot timpul, nu stăteam, nu eram un copil
apatic, să stau, să nu fac nimic sau să citesc, eu știu, să învăț. Pur și simplu, mie îmi plăcea să mă mișc. Iar gimnastica, probabil că am prins, să zic, acest drum, intrând în lot, mi-am dat seama că automat dacă ești selecționat la lot, nu ești oricine. Și de acolo, ușor, ușor, mi s-au dezvoltat anumite abilități pe anumite aparate și ușor, ușor am început pe toate cele patru aparate să le îmbin și să ajung unde sunt. Se știe că viața de gimnastă este plină de privațiuni. Totuși, pentru tine, probabil că, ca și pentru colegele tale, ciocolata înseamnă gustul suprem. Da, aș fi... acum v-aș contrazice pentru că au apus de mult vremurile cu ciocolata, frunza de salată sau eu mai știu ce chestii. Avem voie să mâncăm orice, doar să fim stăpâne pe greutatea noastră, să știm... să fim conștiente că atunci când ne urcăm pe aparat nu vor apărea accidentări. Și gustul suprem al ciocolății nu cred că se simte atât de mult cât este gustul medaliei, absolut. Un kilogram în plus pentru tine, pentru orice sportivă care, care practică gimnastică, înseamnă? Contează destul de mult cel, pentru că se schimbă rapoartele în execuție. Poate să aducă accidentări, acel kilogram în plus și uzura prematură. Alin Popescu vrea să te întrebe cine a avut cea mai mare influență pentru a reveni după accidentarea pe care ai suferit-o? Cred că pot să zic prietenii din jur, părinții, antrenorii, cei care erau pe vremea aceea. Nu mi-au spus că să mă recuperez ca să fac din nou gimnastică. Mi-au spus să mă recuperez ca să fiu un om normal. Și de acolo am plecat încrezătoare că îmi doream să, acum fac o glumă, să alerg după autobuz și să nu mă doară absolut nimic. Pentru asta m-am recuperat mai mult. Și din joacă am ajuns să fac aproape aceleași elemente care le făceam înainte de accidentare. Și ușor, ușor s-au schimbat multe în viața mea, un alt lot, alți antrenori, o altă mentalitate. Totul a fost schimbat și probabil aveam nevoie de această schimbare ca să pot să ajung aici. Lumea te întreabă dacă nu ai fi ratat acea ultimă diagonală la sol, ai fi câștigat o medalie, aur, argint sau bronz? Sigur, eram pe podium, nu știu acum sigur ce medalie, pentru că nu pot să-mi acord eu nota, dar eram pe podium. Lumea vrea să știe dacă te vor motiva aceste erori intenționate ale arbitrilor. Oamenii cred în România că ați fost defavorizate. Dacă vei dori să te autodepășești? România este mică, după cum știm, rușii sunt puternici, americanii sunt mari, chinezii sunt mulți, la fiecare, toate sunt puteri, da? Și noi, este bine că am fost acolo în top, pentru că atât cât suntem noi mici, am făcut lucruri destul de mari. Un domn de pe aplicație întreabă, Marius Roșoagă, dacă a fost un moment în viața ta când pur și simplu nu mai puteai să continui. Dacă da, cum l-ai depășit? Au fost foarte multe momente în viața mea în care simțeam că sunt la pământ și că nu pot să mă mai ridic. Pur și simplu a trebuit să mă regăsesc pe mine, pentru că din interior vine această motivație, plus ajutorul celor din jur. Dar dacă tu nu te motivezi, nu poate să facă nimeni. Ce hobby-uri ai, întreabă lumea pe aplicație? Nu mai am niciun hobby. Aveam hobby-uri și mi s-au stins toate hobby-urile, așa că... Adică, care e ultimul pe care chiar l-ai pus capăt? Colecționam amțibilduri. Da, asta, mă rog, cred că în 2005 s-a stins. După nu m-am mai axat să am vreun hobby. Cam câte amțibilduri aveai? Aveam, la un moment dat, 6.000, dar am renunțat. Și îmi pare rău, dar rămân. Știu că le-am acasă.
care ți este cel mai drag atribut, cel mai valoros? Nu știu, fiecare pentru că... Cu ce sunt ele așa? Din ce domenii? Și al sportului, dar nu pot să zic, cu desene. Bine, aveam o altă mentalitate atunci și acum nu să pierd timpul cu hobby-uri, că n-aș zice că pierd timpul cu un hobby. Dar m-am axat doar pe gimnastică și în rest nimic. Pe rețele de socializare stai? Facebook, Twitter, le folosești? Cam cât stai? Cam cât le folosești? Nici n-aș vrea să vorbesc despre astfel de rețele, pentru că am observat că foarte mulți vorbesc în numele meu. Și chiar îmi pare rău, pentru că eu Facebook oficial nu am și sper să se afle pe toate părțile, că eu în Facebook oficial chiar nu am și toți cei care vorbesc în numele meu poate să posteze anumite mesaje care mie personal nu îmi convin. Dar asta este. N-am ce să fac, eu nu pot să controlez. Este o rețea de socializare. Nu cred că sunt singura care pățesc astfel de chestii. Acum 4 ani se știe că aveai un anumit interes pentru dansezi, pentru tine. Se mai pare interesant o astfel de provocare? Mi se pare interesant... Mi se pare interesantă emisiunea Dansez pentru tine, deși nu mă văd deocamdată dansând. Am nevoie de puțină liniște, pentru că și acolo sunt antrenamente, practic ies dintr-o sală, mă bag într-o alta cu oglinzi, trebuie să învăț toți pașii de dans, ceea ce vor însemna foarte multe ore de muncă. Pur și simplu vreau doar să mă relaxez, să mă detașez un pic de sport. Valentin Lungu vrea să știe cât de greu este să ajungi campioană olimpică. Cum este viața ta de zi cu zi? Ce sacrificii presupune viața de sportiv de performanță? Păi, viața mea este una de cantonament, sigur. Nu pot să am alte opțiuni. Mă trezesc de dimineață, merg la antrenament, vin de la antrenament, mănânc, mă odihnesc, merg la al doilea antrenament, fac seara recuperare și dorm. Cam asta este o zi din viața unui sportiv de înaltă performanță. Așa că nu pot să spun prea multe lucruri deosebite care le-aș face în cantonament. Este destul de greu, bineînțeles, pentru că automat faci destule sacrificii, dar când știi că la un moment dat vor fi răsplătite, parcă se mai diminuează din durere, pentru că la un moment dat îți lași familia, prietenii și te axezi doar pe muncă. Prietenul tău este înțelegător din punctul ăsta de vedere al sportului pe care îl faci și timpului pe care... N-am zis că am prieten, cu toate că foarte multă presă a declarat, mă rog, în ziar, m-au decuplat, mă bucur că ei așa mă văd. Prietenii, în general, sunt înțelegători și acceptă ceea ce fac eu și îmi sunt alături. Chiar am primit mesaje atât de încurajare cât și de felicitare din partea lor, atât după aur cât și după eșecul de la sol. Lumea vrea să știe, Dana Înălbaru, probabil că este și cântăreața, da, dacă asculți muzică și ce... Muzica asculti și dacă muzica te motivează pentru concurs? Da, muzica mă motivează foarte mult pentru concurs. Am un anumit gen de muzică, prefer să nu îl dezvălui, nu este unul care se pune la radio, să zic așa. Este o muzică care mă face să mă concentrez pentru ceea ce am eu de făcut. Se știe că ai avut o muzică foarte frumoasă și la sol, o muzică... Pink Floyd, da. Da, mă bucur cu... Nu, doamna Adriana Pop mi-a ales această muzică și îi mulțumesc din suflet. A făcut din mine, nu știu, pot să zic, nu visam la un astfel de sol. Elegant, stil, maturitate, au fost toate îmbinate în acest sol și va fi un sol de suflet, sigur. E în calcul să-ți fie Cătălina Ponor antrenoare la Rio în 2016, întreabă Silviu Lăscianu. Probabil Cătălina va alege
un alt drum al antrenoratului și eu cred că nu o să fiu împreună cu ea. Dar ar fi o experiență interesantă. Ar fi o experiență, da. Am văzut și la alte sporturi cum, mă rog, gimnaste din țări diferite s-au dus în alte țări și antrenează sportive cu care au concurat la un moment dat. Adică e tot posibil. Cornel Biță te întreabă că auzi că mergi în vacanță în Republica Dominicană. Oh, da, ne vise. Mi-ar fi plăcut, deși nu știu, deocamdată voi rămâne prin împrejurimi, vreau să stau mai mult cu ai mei pentru că mi-au lipsit foarte mult în ultima perioadă. Bineînțeles, regimul de cantonament nu m-a putut lăsa să mă văd cu ei. La unde ți-ai dorit să mergi așa? Ai făcut o performanță, un lucru... Nu știu dacă aș vrea undeva anume să merg, dar ce știu sigur că acolo unde am concurat aș vrea să și vizitez ceea ce nu am văzut, în afară de sală, hotel, hotel, sală. Adică n-ai nicio... Nu, n-am nicio destinație, pur și simplu vreau să vizitez aproape tot, deși se pare un pic cam imposibil, dar e ceea ce îmi doresc. Ești antrenorii tăi cu tine? Nu. Dacă vor să vină, cu cea mai mare plăcere. Nota ta, lumea revine din nou la concurs. Ai căzut doar o dată, da. Și ai primit cel mai mic punctaj. Iar cea care a picat rău de tot a luat argint la sărituri. Nu este corect, zice Florinuț. Da, pentru că eu am spus, n-am avut o cerință. Exact ultima diagonală îndeplineam o anumită cerință din codul de punctaj. Plus 20.000 bonificație și neîndeplinind acea diagonală s-au tăiat toate cerințele și am fost depunctată cu aproape 2 puncte din cauza cerinței. Cerința este... Cerința, da, era, da, e obligatoriu. Din moment ce se numește cerință, este clar obligatoriu. Care e coșmarul tău când dormi și se întâmplă să visezi că nu ți iese un aparat sau... Că ți iese cam... Culmea, de obicei când dorm îmi ies aproape toate elementele și mi-aș dori din suflet să-mi ies așa și la antrenament. Nu cred că am avut coșmaruri să nu-mi iasă sau să ratez la concurs. Pur și simplu nici nu pot numi un coșmar o ratare sau gimnastica, pentru că ar fi urât să numesc coșmar. O să am coșmaruri, că se mai întâmplă, dar nu din domeniul sportului. Laura te întreabă la ce aparat crezi că te descurci cel mai bine. La sol și la sărituri. Rămân la sol și la sărituri. Locul 1 și locul 2, asta e ordine, nu? Locul 1, locul 2 sau la egalitate. Florica te întreabă, Florica Răcari, e greu să fii gimnastă? Nu aș putea să zic că este greu să fii gimnast sau, mă rog, sportiv, dacă ai această abilitate și inclinație către acest sport, nu văd unde ar fi greutatea. Dacă ești un pic dificil, probabil ți s-ar potrivi un alt sport. Împreună suntem mai puternici la Jocurile Olimpice. Intră în aplicația de Facebook Împreună la Jocurile Olimpice și susține sportivii României la Londra. Vodafone.